Reprezentanții Sindicatului Producătorilor Agricoli Olt au cerut Ministerului Agriculturii și Comisiei pentru Agricultură din Camera Deputaților să modifice legea 145/2014 privind comercializarea produselor din sectorul agricol. Inițiativa a fost aprobată, iar de astăzi a și intrat în vigoare. Printre beneficii putem aminti faptul că PFA-urile, IUR-urile și IF-urile care au accesat fonduri europene și s-au autorizat pe cultivarea legumelor și fructelor sau cultivarea cerealelor, creșterea animalelor sau activități în ferme mixte, vor avea, începând de astăzi, loc în spațiu special amenajat în piețe pentru producătorii agricoli, adică acolo unde producătorii agricoli au 40% din suprafața totală a pieței. Este o victorie, este un lucru benefic pentru fermieri. Potrivit președintelui Asociației Legumuro Fruct Sud-Vest Oltenia, o altă modificare apărută la legea 145 face referire la comercializarea produselor tradiționale. Produsele procesate, renumita zacuscă, murături sau castraveți în oțet, care nu erau specificate în legea 145. Deci, începând de mâine, și aceste produse vor putea fi comercializate atât de persoanele fizice, cât și de persoanele fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale, dacă au aceste produse, bineînțeles, sau dacă se ocupă și cu această parte a agriculturii. Județul Olt este unul dintre cele mai renumite din țară datorită bazinelor legumicole. Castraveții, roșiile, ardeiul sau vinetele sunt numai câteva dintre legumele fermierilor olteni care ajung în toate colțurile țării și sunt la mare căutare.